Poporul Domnului, vă rog doar pentru câteva clipe să rămâneți în picioare. Am intenția să citesc un singur verset din Exod, capitolul 32, respectiv versetul 34. Pentru că în seara aceasta, în cadrul predicilor călătorii Bibliei, vom vorbi despre călătoria dintre Egipt și Canaan. Exod 32 cu 34. Dute dar, și după poporul ne ți-am spus, iată că îngerul meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării mele îi voi pedepsi pentru păcatul lor. Amin. Amin. Vă rog, dragii mei, să vă reocupați locurile. Este bine că Dumnezeu ne-a ținut în viață, ne-a dat sănătate, ne-a binecuvântat, ne-a ascultat de multe ori rugăciunea și ne-a mângâiat și în harul Său, de care ne aducem aminte, onorându-l pe Domnul, ne-a purtat grija la fiecare. Unii bătrâni, alții tineri, unii în crizele vieții plângând, alții în momente de bucurie. Domnul ne-a purtat grija la fiecare. Domnul să fie lăudat și binecuvântat. Aceasta este lecția cu numărul 4, este predica cu numărul 4 din Egipt în Canaan. Ne-am gândit la călătoria din Eden la Potop, din Haran în Canaan, moment în care a luat naștere poporul evreu, poporul lui Dumnezeu, punându-se în aplicare planul mesianic anunțat în Geneza 3 cu 15, apoi prin neascultare, prin păcat, prin răzvrătire, au ajuns în Egipt și astăzi vom vorbi despre inițiativa lui Dumnezeu să-i scoată din robie. Gândul lui Dumnezeu pentru oameni și pentru națiunile pământului este să iasă din robie. Dumnezeu întotdeauna s-a investit pentru împlinirea acestui gând. Dumnezeu a scos sclavii evrei din prizoneratul egiptean cu intenția să-i ducă din nou în Canaan, unde să se împlinească față de ei promisiunile lui Dumnezeu. Călătoria lor din Egipt în Canaan a durat un an și jumătate, perioadă de timp în care ei au parcurs aproximativ 300 de maile. Însă din perioada aceasta de un an și jumătate, aproximativ un an de zile, au stat cantonați la muntele Sinai pentru primirea decalogului acelor 10 porunci. Pentru Dumnezeu, eliberarea sclavilor evrei din Egipt și reducerea lor, ducerea lor din nou în Canaan a fost așa de importantă, atât de sugestivă, încât patru din cinci părți ale Pentateuhului, Pentateuhul însemnând primele cinci cărți scrise de Moise din Biblie, sau mai mult de a șasea parte din tot Vechiul Testament au prezentat această ieșire. Vechiul Testament e dedicat acestei scurte perioade din istoria Israelului. Primul gând pe care vreau să-l prezint în această seară, din această mare, lungă, complexă călătorie dintre Egipt și Canaan, este faptul că Dumnezeu a pregătit un lucrător. Întotdeauna Dumnezeu, când vrea să facă un lucru, Pregătește un lucrător sau mai mulți, de obicei unul, unul care se înconjoară cu alții sau cu unii. Ieșirea evreilor din Egipt începe cu chemarea, instruirea și trimiterea lui Moise. Și am citit în seara aceasta, du-te și du-poporul unde ți-am spus. Tot planul, tot proiectul acesta, toată misiunea aceasta a fost așezată pe umerii unui bărbat la vârsta de 80 de ani. Dumnezeu pregătește în 80 de ani pe acest bărbat și întotdeauna spun fraților din adunare că un lucrător nu se formează într-o zi. El se formează în fiecare zi. Trebuie să avem milă și să fim responsabili față de oamenii pe care Dumnezeu îi ridică în tot felul de slujiri, pentru că un om, nu se formea, un lucrător al lui Dumnezeu, nu se formează ușor. Știu că uneori sunteți plictisiți de predicile începătoare, de slujirile începătoare și ați vrea ca ele să nu existe, pentru că ați dori numai calitate și performanță, însă toți începem într-o zi și viața și căsătoria și profesia și școala și începutul este început. Un lucrător al lui Dumnezeu se formează greu în mulți ani și cu multă investiție. Familia lui participă, biserica lui Dumnezeu participă și să nu vorbim de mediul de hrănire care e îmbibat de prezența și de binecuvântarea lui Dumnezeu. Moise este omul care trăiește pentru împlinirea acestui Proiect pe care Dumnezeu îl are, un proiect care se încadrează în planul mesianic al lui Dumnezeu. Prima etapă de 40 de ani este dedicată scopului monarhic în viața lui Moise. Pentru că faraona a așezat evreii în cel mai bun loc din Egipt, egiptenii i-au respectat pe evrei atâta timp cât Iosif a fost în viață. Când Iosif a murit, când faraon s-a schimbat cu un alt faraon, când președintele Egiptului a fost schimbat cu un altul care nu l-a cunoscut pe Moise, politica lor s-a schimbat față de evrei, față de sclavii evrei. Și dintr-o dată, ei au devenit robi din cetățeni. Uitându-ne în carte, observăm că ei știau că nu. fiindcă Iacov. Patriarhul le spusese să luați oasele mele de aici când vă veți întoarce în Canaan. Dar ei nu s-au mai întors. În ciuda faptului că nu mai era secetă în Canaan, ei nu s-au întors în Canaan. Oamenii au probleme să împlinească voia lui Dumnezeu. Oamenii sunt materialiști, oamenii sunt irresponsabili, oamenii sunt nepăsători. A fost nevoie ca Dumnezeu să îi așeze într-o experiență foarte dureroasă și prin experiența aceasta să îi silească. Așa s-a întâmplat nu numai cu ei într-un într moment de început al procesului revelației, așa s-a întâmplat într-un alt moment al sfârșitului revelației, la cinzecime, când Dumnezeu le spune să meargă în toată lumea până la marginile pământului și ei se adună la rugăciune în de, de sus cu toții, primesc puterea, știu că au primit-o ca să meargă, dar nu pleacă, rămân acolo la Ierusalim. Că erau cu toții, aveau totul de opște, aveau bani, aveau proroci, aveau predicatori, aveau lideri. Ce le trebuia lor efort? Ce le trebuia lor călătorie de evangelizare și misiune? Ce le trebuia lor să împlinească planul lui Dumnezeu? Omul se îngrijește de el, și atunci Dumnezeu din nou îi expune la o experiență de prigoană și prin experiența aceasta îi fugărește din Ierusalim. Dacă Dumnezeu a trebuit să fugărească pe Petru, pe Ioan, atunci ce pretenție, am eu să, ce pretenție să avem noi la noi, la mine și la dumneavoastră? Nu-i de mirare că trebuie să ne fugărim unii pe alții ca să împlinim voia lui Dumnezeu. Așa a trebuit să facă Dumnezeu cu cei mai mari apostole ai Domnului Isus Hristos. Oamenii toți sunt din carne. Oamenii întotdeauna ale confortul în fața dificultăților slujirii. Evenimentul de criză care face trecerea de la prima etapă de 40 de ani la cea de-a doua etapă de 40 de ani din viața lui Moise este o experiență dureroasă din viața lui când încearcă în manieră personală să rezolve problema de dreptate într-un context de nedreptate la care, este, la care sunt expuși evreii. Și Biblia ne spune că în vremea aceea Moise, crescând mare, a ieșit de la frații săi, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, pe unul din frații lui. Și l-a lovit și l-a omorât. Aceasta a fost experiența care l-a trecut pe el din prima perioadă, perioada monarhică, a fost după faraon. A fost un prinț, a fost la palat. Și începe a doua perioadă, unde el învață o altă categorie de lucruri. Și se duce în pustie. Și aici metoda lui Dumnezeu se aplică și lui. Întotdeauna Dumnezeu formează oameni în suferință, în singurătate și în anonimat. Nu știu niciun om al lui Dumnezeu crescut în confort. Nu știu niciun om al lui Dumnezeu crescut doar în bucurie. Întotdeauna oamenii lui Dumnezeu se călesc și coboară în inima lor, față de ei și față de alții. Atunci când trec prin vitregiile vieții, Dumnezeu îi expune pe slujitorii Săi la tot felul de crize interioare, care au sau nu legătură cu exteriorul, unde le demonstrează deșertăciunea vieții pe care au iubit-o cândva și măreția lui Dumnezeu pe care au neglijat-o cândva. Omul este asemenea unui copil în relația cu Dumnezeu. Are nevoie să fie pedepsit, are nevoie să fie tras de urechi, are nevoie să fie împins înspre dormitor, să doarmă după amiaza, că copilul spune, dorm mâine, așa îmi spune nepotul meu mie când e la noi ziua, dorm mâine, bi. Astăzi trebuie să dorm, nu mâine. Mâine pentru el înseamnă niciodată, Așa suntem noi în relația cu Dumnezeu. Mâine mergem în evangelizare, mâine ne rugăm, mâine donăm bani, mâine iertăm, mâine iubim. Știți că mâine nu există. Când pune mâna, mâna pe mâine, devine azi și mâine se duce din nou mâine. E bine, Moise aici nu mai are slujitori, din potrivă slujește, dar nu la oameni, ci la animale. Nu mai imaginați-vă ce se întâmplă cu un prinț din Catifea, care ajunge să slujească la animale în pustie ce s-a întâmplat în sufletul lui, prin ce stări de frustrare și de depresie a trebuit să treacă. Efectul acesta este eliberarea de multe dependențe și maturizarea. Și evenimentul acesta îl face să treacă într-o a treia experiență. Și evenimentul care face să treacă într-o a treia experiență, într-o a treia fază a procesului de formare, este întâlnirea cu Dumnezeu care se prezintă într-un foc un tufiș care începe să ardă. Și acolo Îngerul Domnului se arată într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug, traduce Cornilescu. Moise se uită la rugul acesta care ardea fără să se epuizeze, fără să se mistuie și Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este minunea aceasta și pentru ce nu se epuizează focul, pentru ce nu se termină. Și în felul acesta începe a treia perioadă de 40 de ani. Nu mai imaginați-vă că cu 80 de ani înainte să-l trimită Dumnezeu pe Moise la faraon, Dumnezeu a început să-l pregătească pe Moise. 80 de ani nimeni n-a știut că Dumnezeu lucrează la, la un om pe care urma să-l pună lider. Nimeni n-a știut. Toată lumea a crezut că Dumnezeu a uitat, că nu se întâmplă nimic. Dar se întâmpla nimic doar în mintea oamenilor, în mintea lui Dumnezeu. Dumnezeu de 80 de ani lucra. Astăzi. Când ți se întâmplă că ești uitat de Dumnezeu. Dumnezeu deja lucrează la vindecarea pe care ți-o va da cândva, la eliberarea de cu care te va binecuvânta cândva, la ridicarea de care vei avea parte cândva. Trebuie numai să înțelegi că există un plan al lui Dumnezeu care se desfășoară și în timpul real. Trebuie să ai încredere în agenda lui Dumnezeu. Observați că la vârsta de 80 de ani Moise este pregătit și în felul oamenilor, și în felul lui Dumnezeu ca să slujească. Slujirea lui Moise a implicat experiențe diferite. Viața lui Moise este exemplu oricărui slujitor care stă între oameni și Dumnezeu. Viața sa reprezentând procesul reversibil, adică dus și întors, întors și dus, între liniște și disperare. Slujitorii lui Dumnezeu nu au o viață liniară și au o viață sinuido, sinuido Sinusoidală, asta înseamnă că au momente adânci de bucurie și de liniște însă au, mode au, au momente, au crize foarte adânci de neliniște, de frământare, de poveri, de apăsări, chiar de disperare. Stare de liniște, de iritare, de enervare și de disperare. Acesta este drumul care urcă și coboară, care se duce și se întoarce, care coboară și urcă, care se întoarce și se duce. Iată câteva dintre etapele procesului formării lui Moise pentru împlinirea scopului divin. Cum îl găsește Dumnezeu pe Moise? Moise era un om plictisit. Toată ziua a purtat de grijă la niște animale într o stare de apatie. Aceasta este starea unui cioban dintr o pustie. Moise îngrijește plictisit și apatic turma de oi a socrului său Ietro. Apatia vine din faptul că slujba pe care el o avea era o activitate care nu-l provoca în niciun fel. Era o activitate cu mult sub potențialul lui. N-avea nevoie să facă niciun efort, ci pur și simplu era o activitate pe care o făcea cu degetul mic. Și din cauza faptului care această activitate care, pe care el o subapreciază, care este foarte, foarte mică față de capacitățile și posibilitățile lui, ajunge să spună oricum, Lucrul ăsta pe care îl fac eu nu contează, nu mă vede nimeni, așa că poți la fel de bine să-l faci oricum. Numai că la un moment dat apare un eveniment care îl face pe Moise să se sperie, să-i fie frică. Și acesta este momentul în care Dumnezeu îl cheamă și îi pune pe umeri povara, misiunea, proiectul să scoată evreii din Imperiu Egiptean și să-i ducă în Canaan, în țara lui Dumnezeu. Și lui Moise îi se face frică. De ce? Eu am văzut oameni din biserică cărora li s-a făcut frică de slujire. Mi s-a întâmplat uneori să chem oamenii să facă ceva de mâncare pe surori. Și când și-au dat seama că trebuie să facă lucrul acesta, au spus, hmm, am emoții. Ăsta este un fel de frică. Când cineva trebuie să cânte o cântare, are emoții. Când cineva trebuie să recite un psalm, o parte din Biblie, are emoții. Unii chiar sunt însoțiți de un caiet de scriptură că se gândesc, nu cumva să uit și să mă fac de rușine acolo. Oamenii au emoții pentru o slujbă de 5 minute, dar pentru o slujbă de o viață. Oamenii au emoții să repete trei cuvinte într-o zi, dar să le repete toată viața. Oamenii au emoție să spună o idee, dar să poarte de grijă pentru sufletele la mii și sute de oameni. Lui Moise a fost frică. De ce? Frica spune următorul lucru. Ai putea să împlinești acest proiect, această misiune, dar te va costa foarte mult. Atât de mult încât vei regreta toată viața. Este o provocare prea mare pentru tine. Lui Moise a fost frică în primul rând pentru că el spunea despre sine. Cine sunt eu să mă duc în misiunea asta? Omul acesta a crezut că nu este în stare să facă slujba asta. Mai mult de atât, Dumnezeu îi spune: Eu voi fi cu tine, și pentru că eu voi fi cu tine, vei fi în stare. Dumnezeu nu trimite niciun om să facă o lucrare lăsându-l singur. Omul care se crede singur este un om imatur. Este un om care a pierdut legătura cu Dumnezeu și nu-l mai găsește. Vorbim uneori la telefon și pierdem legătura, pierdem conexia și ne trezim că vorbim singuri și nu ne mai aude nimeni și sunăm din nou și spune iartă, mă te-am pierdut, nu știu din ce motiv. Oamenii care au frică, care se simt singuri în lucrarea pe care o fac, indiferent ce se întâmplă, pierd din vedere pe Dumnezeu, pierd conexia cu Dumnezeu. Moise a spus, Doamne, cine sunt eu să mă duc? Eu sunt o persoană slabă, sunt limitat, sunt vulnerabil. Și Dumnezeu îi spune, ești limitat, dar eu sunt nelimitat și eu sunt cu tine. Ești vulnerabil, dar eu sunt invulnerabil și eu sunt cu tine. Tu ești slab, dar eu o stare și eu sunt cu tine. Orice om care se duce în numele Domnului trebuie să țină minte că Dumnezeu este cu el. E indiferent dacă spui un verset în fața adunării sau îți dedici viața să fii un slujitor dedicat lui Dumnezeu ziua și noaptea. Dacă nu ții minte lucrul ăsta, vei avea o viață foarte frustrată și nefericită. Meseria. Unde sunt cei mai frustrați oameni și unde ce, un, un procent foarte mare dintre ei își dau demisia este meseria de pastor. Foarte multe biserii se închid și foarte mulți pastori își dau demisia. De ce? Pentru că este o slujbă foarte grea. Oamenii văd pe pastori atunci când sunt îmbrăcați la costum și la cravată, stau la învon și toată lumea ascultă ca pe niște deștepți. Ca pe niște oameni inteligenți și plini de idei. Lui Moise i a fost frică. I-a fost frică de propriul anonimat. I-a fost frică de propria necunoaștere de Dumnezeu. El a știut că nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Practic, ce a văzut el? A văzut un foc care nu se termina. Și din focul ăla a vorbit cineva. Și a spus, du-te. Dar întreb eu, când te uiți la un foc, cunoști o persoană? Nu. Îi înțelegi planul? Nu. Îi înțelegi caracterul? Nu. Îl cunoști? Nu. Și el a anticipat, mă vor întreba oamenii, cine te-a trimis? Eu ce să-i spun? Păi am văzut o pălălaie de foc, am văzut un, așa o flacără mare de foc. Păi dacă eu v-aș spune dumneavoastră că un foc mi-a vorbit, nu, e așa ca ați zâmbi? Ați spune, frate Luigi, cred că ești obosit. Și Moise se duce și spune, un foc mi-a vorbit. Dar de când vorbește focul? Și el spune: Mă vor întreba oamenii cine te-a trimis și eu ce le spun? Că n-am văzut niciun om. Nu l-am văzut că e înalt sau mărul să le spun, domne, mi-a vorbit un bărbat care arăta așa și așa. N-avea ce să spun, a văzut doar un foc. Și bietul om se simte frustrat să meargă și să spună: O voce dintr-un foc mi-a vorbit. Și spune: Doamne, mă vor întreba cine te-a trimis, eu ce să le spun? Este frică de necredința oamenilor la care este trimis și el spune, n-au să mă creadă, Doamne. Nici nu vor asculta glasul meu, mă vor contrazice și vor spune, vezi de treabă că nu ți s-a arătat Domnul. Soluția lui Dumnezeu este următoarea. Ascultă, mă uite, ia bucata asta de lemn, ia toiagul ăsta în mână și în toiagul ăsta va fi o putere nemaipomenită, supranaturală, care va fi o manifestare a puterii lui Dumnezeu de care tu vorbești este speriat de propria lui incapacitate și îi spune următorul lucru, Doamne, Tu mă trimiți să vorbesc, dar eu sunt o persoană bâlbâită, eu vorbesc greu. Cum mă trimi să fac ceva exact în domeniul în care n-am dar, n-am abilitate, n-am talent? Și Dumnezeu și aici are o soluție și îi spune, fratele tău e acolo, el va fi un fel de vorbitor al tău, un fel de purtător de cuvânt al tău. Observăm, frați și surori, că întotdeauna curajul nu este absența fricii. Dumneavoastră aveți impresia că predicatorii care predică bine n-au emoții? Orice predicator care este responsabil de slujba pe care o are are emoții ca și un începător. Curajul nu înseamnă absența fricii, ci înseamnă controlarea fricii și depășirea ei, dar ea este întotdeauna prezentă. Dumneavoastră vă puteți imagina că orice predicator prezintă un Dumnezeu pe care nu l-a văzut în viața lui. Cât de complicat este să povestești cum e o persoană cu care nu te-ai întâlnit niciodată. Ei, Moise este trimis să se ducă și să vorbească despre cineva pe care nu l-a văzut. Trecând peste toate aceste lucruri, aș vrea să ajung la punctul la care spun că Moise. Deși este apatic, ajunge să fie trezit prin frică, întotdeauna frica trezește. Sunt tineri care întreabă ce să fac ca să scap de și începe să înșire păcate specifice tinereții. Păcate care în mod deosebit au, lumea, au legătură cu lumea virtuală și cu patimile din ei. Și întreabă ce să fac să scap de asta. Nu vreau să pronunț cuvinte, sunt prea puțin tineri aici ca să spun cuvinte pe care pe dumneavoastră doar vă deranjează. Și eu le spun următorul lucru, până nu, vei, până nu vei avea o experiență în care să mor de frică, nu te vei, nu te vei potoli. Și spune, nu, că eu o să postez și o, o să mă potolesc. Și îi spun, nu, nu o să te potolești. Observați că Dumnezeu scoate pe moise din apatie cu frica. Frica este o nuia lui Dumnezeu care trezește și pe cei curajoși. Suferința este o nuia lui Dumnezeu care trezește pe cei care sunt nesimțitori. Singurătatea este o nuia lui Dumnezeu care trezește pe cei care uh, se bucură de divertisment și trăiesc în popularitate și faimă. Anonimatul este o nuia lui Dumnezeu care trezește pe cei bogați și plini de prieteni. Acestea sunt nuiele lui Dumnezeu. Frica, singurătatea. Suferința, anonimatul, observați că pe una, două, trei dintre ele, Dumnezeu le aplică cu moise și apatia lui dispare și se transformă în responsabilitate. Și omul acesta trăiește până la vârsta de 120 de ani, încă 40 de ani, adică lucrează dublu 80 de ani ca să muncească pe jumătate, 40 de ani. Iată cât i-a trebuit lui Dumnezeu să-l formeze pe Moise. Astăzi așa de repede se formează oamenii, aproape că se nasc formați. Deștepți până măsură, până peste măsură. Toți sunt ingineri în toate lucrurile. Toți sunt doctori fără license în toate domeniile vieții. Nimeni nu mai vine să spună, înțelegi ce citești? Nu înțeleg, frate, îmi pare rău. Cum să citesc dacă nu mă va ajuta cineva? Nu, domne, înțeleg tot. Înțeleg și unde nu scrie nimic. Un ministru de finanțe a spus, nu înțeleg, Scumpii mei, omul acesta este format de Dumnezeu. Este cel mai blând om. Este cel mai mare om din generația lui. Și culmea este că greșește o singură dată și pierde dreptul să intre în țară. În timp ce conduce oameni care au greșit în fiecare zi și totuși mai merg spre Canaan după ce el moare. Mi se pare greu de înțeles că Dumnezeu jerfește un om bun pentru niște oameni atât de răzvrătiți, pentru niște oameni așa de complicați, pentru niște oameni așa de irresponsabili și de nespirituali. L-a format pe omul acesta ca să-l să pună în spărtură, să conducă două, trei milioane de robi care aveau mentalitatea că numai de frică trebuie să știi, de vorbă bună nu există să asculți. Și a avut așa de mari dificultăți cu ei, încât până la urmă cel mai blând om de pe pământ e pedepsit de Dumnezeu pentru că s-a enervat. Cel mai mare bogat moare de foame. Vă puteți imagina ce păcat face cel mai blând om de pe pământ? Se enervează. L-a lovit exact în domeniu unde era cel mai abil și cel mai puternic. Să nu puneți niciodată valoare pe ce aveți, pentru că e egal cu zero. Toată inteligența, toată bogăția, toată stabilitatea, toată siguranța este egal cu zero. Și marea ironie a umanității este că eșuează acolo unde sunt campioni. Moise a eșuat acolo unde a fost campion. Era campion la blândețe, la răbdare și exact acolo a falimentat, enervându-se și mândrindu-se. Vreau în această seară, începând călătoria aceasta și uitându-ne din umbră la 2-3 milioane de evrei care îl au în frunte pe acest mare bărbat, pe Moise, să ne gândim că și noi, frați și surori, călătorind spre Canaanul Ceresc, ieșind din Egiptul lumii al păcatului, și noi suntem pândiți și fugăriți de faraon, care e simbolul diavolului, și de armata lui, care este simbolul firii pământești și a ispitelor, care nu ne lasă în pace de când ne trezim până ne culcăm. Și fiecare dintre noi să fim responsabili de viața noastră, de investiția lui Dumnezeu în noi și să ne aducem aminte de cuvântul din Noul Testament care spune, dacă așa stau lucrurile, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare bună și evlavioasă, grăbind și așteptând venirea zilei lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu, arătați-vă niște viteji înaintea Domnului. Iubiți-L pe Domnul într-o vreme în care toți îl disprețuiesc și purtați chipul celui care a murit pentru noi ca să ne poarte păcatul și rușinea. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea har. Haideți să încheiem timpul de părtășie din această seară cu rugăciune în comun.